Dodon a anulat toate atacurile contra lui Maia Sandu până la aceste alegeri, până la primul tur. Că el a văzut că eu cresc brusc în sondaje și el spune, Doamne ferește, dacă mai coborâm pe Maia cu un procent ori două, vine un sate, deoarece în sondaje lui arată că dacă ies eu cu dânsul în turul 2, rezultatul va fi 60 la 40 în favoarea mea. Și de asta Dodon înțelege că o să fie pedepsit de cetățeni. Acum o scos, o anulat toate atacurile asupra lui Maia Sandu și v-a dat seama că astăzi, ca și toate foaste, toți foștii lui partneri de lui Plahotniuc și toți actuali care îl slujesc astăzi pe dânsul, ei înțeleg perfect că nu o să mai aibă viață în Republica Moldova. O viață bună putem să le asigurăm doar în penitenciariu conform legii.